Salutare, dragi și dragi, eu sunt Alina și voi sunteți pe Parfumurii 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, abonați-vă, lăsați-mi gândurile voastre în comentarii și totodată nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și să le spuneți și lor despre ce fac eu aici pe Parfumurii 35. Mă ajută foarte mult și dacă împărtășiți acest video cu prietenii voștri și dacă îl împărtășiți pe, mă rog, toate platformele de social media. Și ce îmi place mie foarte mult să spun de fiecare dată este că vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile pe care mi le lăsați, pentru toate mesajele pe care mi le scrieți și dacă vreți în continuare să mai lăsați întrebări, puteți să o faceți. Eu să știți că am funcția asta pusă de a bloca comentariile care sunt ciudate și dubioase, deci dacă cumva comentariul vostru nu apare, este posibil ca cumva YouTube-ul să fie considerat că este un comentariu care nu respectă politica YouTube-ului, deci da, îmi pare rău, nu am ce să fac, nu e ca și când eu blochez ceva voit. Dar dacă vreți să-mi lăsați un mesaj, puteți să o faceți și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok și pe toate platformele de social media, pentru că le am pe toate. Bun, am terminat cu partea asta introductivă. Astăzi, așa cum știți și în titlu, o să vă arăt câteva parfumuri care mie îmi plac foarte mult și cred că sunt genul de parfumuri pe care ar trebui să le ai în colecție, pentru că îți dau așa o stare foarte faină și foarte feminină și cel puțin pe mine, în momentele în care sunt așa un pic mai tristă sau un pic mai la pământ sau un pic mai supărată, de fiecare dată când port unul dintre aceste parfumuri mă face să mă simt wow și cred că parfumurile pe care eu le-am ales astăzi aici sau genul acesta de parfumuri ar putea să te facă să te simți foarte fain într-o zi în care nu ești neapărat foarte bine tu cu tine. Bun, și da, sunt niște parfumuri extraordinare. Începem cu primul. Este un parfum pe care eu am dat extrem de puțin bani. Este un parfum de nișă, este un parfum de la brandul Rance sau Rance, cum vrei să-i spui, și el se numește Helen. Am mai vorbit despre Helen, v-am spus foarte mult că îmi place și spre testare acest brand se găsește în Biotic, dacă ești din București sau din orașele mari, pentru că știu că acest lanț de parfumerii se găsește și în Timișoara sau în Iași sau în Constanța, adică în orașele mari se găsește. Și ce am făcut eu, ăsta este un parfum care în Biotic costă vreo 500 de lei sau cred că mai mult, dar eu l-am luat de pe Esențe de Lux și nu o să vă vină să credeți, pe cei 50 de mililitri am dat 167 de lei, deci, oh, da. Helen, de la Rance, din această categorie cred că ar fi foarte fain să-ți mai cumperi și Elise sau Elise, eu l-am avut și pe acela, am mai făcut un video despre el, l-am dat cadou la un botez unei fetițe pe care, sau care a fost botezată Elise, deci acest Helen de la Rance este un parfum de nișă, este un parfum wow. Este un parfum cu flori galbene pudrat, mi se pare că are niște note de mimoză incredibilă și mă fac să mă simt bine și îmi dau o stare foarte faină și foarte bună și foarte pozitivă în momentul în care îl port. Și vedeți, se potrivește și cu cămașa mea. Bun, un alt parfum sau un alt gen de parfumuri pe care îl recomand sau îl recomand a fi purtat și cumva să-l ai în colecție pentru că îți dă o stare de bine, este un parfum care are bujor în el. Mie îmi place foarte mult ideea asta de bujor și combinația în special de piper roz cu bujor sau piper roz, bujor și trandafir e foarte faină și din colecția mea eu am două astfel de parfumuri. Unul dintre ele este de la Acqua di Parma, se numește Peonia Nobile și îl mai am și pe acesta de la Armani, este din colecția lor Privé, Pivoan Suzu se numește el. Eu mi l-am cumpărat, mi l-am făcut cadou de ziua mea, este de fapt parfumul meu de 34 mai exact. Deci Pivoan Suzu este parfumul meu minunat care are bujor în el și bujorul mi-mi dă o stare foarte așa de visare, cumva de tinerețe, de gingășie, nu știu cum să vă spun, dar îmi dă o stare bună și cred că un parfum pe bază de bujor te face să te simți așa, pentru că este tineresc, te inspiră la joc, la joacă, la lipsă de griji și de responsabilități. Deci Pivoan Suzu sau orice alt parfum care are bujor în el. Ce mai am aici? A, un parfum electric. Și anume Electric Rhubarb. Electric Rhubarb, această minunăție de la Flower Street, disponibil în Sephora,
cred că mai este disponibil în Sephora. Floral Street este un brand englezesc, este un brand de parfumerie de nișă. Un Floral Street la 50 de ml, la momentul în care l-am luat eu era 270 și ceva. Am senzația că acum au crescut un pic prețurile și este undeva la 300 de lei. Însă, își merită banii, vă spun din plin. Este un parfum electric, este un parfum cu o nuanță pudrată, dar este un alt tip de pudrat, este un pudrat de citric cumva, nu știu cum să spun. Este un parfum care are rubarbă în el și este într-adevăr un parfum electric. Se resimte dacă ați mâncat vreodată rubarbă sau plăcintă cu rubarbă sau ceva ce are rubarbă. Știți că rubarba este acră și amară în același timp. Exact asta îți inspiră și parfumul ăsta și te face așa să ți se trezească toate simțurile și este un parfum foarte bun de purtat pe caniculă și da, este un parfum diferit față de tot ce am mirosit eu până acum și de asta l-am și în colecție pentru că mi-a plăcut foarte mult. Din parfumurile de la Floral Street, eu mai am încă unul și mai vreau să mai cumpăr unul. Mai am Orchid, cum neapărat se numește? Black Orchid? Nu, Black Orchid e de la Tom Ford. Ceva cu Orchid oricum. Și îl am pe acesta și mai vreau să mai cumpăr Arizona Bloom. Dar cred că ar trebui un parfum din Floral Street sau din colecția celor de la Floral Street ar trebui să ai în colecție pentru că sigur vei găsi unul care să corespundă criteriilor tale de căutare. Am acest My Way Nectar. Eu nu am înțeles până, mă rog, acum câteva luni când mi-am cumpărat acest My Way, nu am înțeles exact la ce se referă My Way de la Armani. De fapt, My Way de la Armani se referă la femeie, la feminitate, la gingășie, la căutare, la unicitate, pentru că fiecare femeie este unică. Și acest My Way Nectar, într-adevăr, parfumul se învârte în jurul iasomiei, pentru că este un parfum care are iasomie din plin, însă, spre deosebire de celelalte flencăre și de originalul My Way, acesta are pară în el. Para, mie mi se pare că schimbă cu totul parfumul și îi dă o dulceață specifică tinereții. Și da, îmi place. Și el îmi dă o stare extrem de bună și mă bucur de fiecare dată când îl port. După cum vedeți, eu pe acesta îl am din februarie, deci pe ăsta mi l-am cumpărat de ziua mea. În momentul în care mi l-am cumpărat pe Pivoan Suzu, am avut o reducere și a fost cumva rentabil să mi-l cumpăr și pe acesta. Și uitați cât am folosit din el. Ăsta este un parfum care persistă absolut toată ziua și te învăluie încă de la început cu nota aia de pară, dulce, pudrată, de fapt nu pudrată, cremoasă și combinația de pară cu iasomie e wow. Așa, ce mai am? Da, în cazul în care nu-ți plac neapărat parfumurile dulci sau parfumurile care au foarte multe flori în ele sau flori din acelea florale, nu știu cum să zic, flori dulci, cred că te înțelege foarte bine cu, eu am pus aici Issey Miyake, eu am A Drop Dissay, dar cu un parfum de la Issey Miyake. Issey Miyake, mie mi se pare că face parfumuri foarte bune, foarte calitative, cărora nu li se face neapărat foarte multă reclamă, dar A Drop Dissay, în cazul în care îți place floarea de liliac, ăsta mie mi se pare că aduce sau pune în valoare cel mai bine floarea de liliac. Este și el un parfum un pic citric, dar nu foarte mult, ci mai degrabă este un parfum fresh. Înspre parfumurile fresh, florale, ușoare, care merg foarte bine în perioada de caniculă și mă uit afară pentru că da, în continuare este foarte cald, aici unde sunt eu. Deci, A Drop Dissay mai are încă două flencăre, dacă nu mă înșel. Eu mai am unul dintre flencăre, cred că eu am A Drop Dissay fresh și mai este unul cu verde. Dar cred că orice femeie ar trebui să aibă cel puțin un parfum citric, un parfum cu notele acestea de flori ușoare. Bun, și ultimul sau ultimele, dar nu cele din urmă, sunt parfumurile de nișă. Când mă refer la parfumuri de nișă, mă refer la un parfum în care se simte calitatea ingredientelor, nu că în celelalte nu s-ar simți, nu mă înțelegeți greșit, dar este un parfum care reușește să spună în valoare feminitatea, puterea, bunăstarea interioară. Nu mă refer aici neapărat la partea financiară, ci mai degrabă cât de bine te simți tu și cât de mult te prețuiești tu. Și cred că ar trebui să investești într-un parfum pe care îl consideri tu parfum de nișă, parfum de ocazie, oricare ar fi el. Eu am adus două aici pentru că cumva au ajuns să fie preferatele mele. Am Oud Cold de la Guerlain, pe care știți că îl iubesc. L-am folosit, mai am ceva din el și plănesc să mi-l recumpăr în momentul în care mi se va termina. Ăsta este un parfum extrem de scump.
nu mă înțelegeți greșit, mai am discuții cu soțul meu referitoare la cât de scumpe sunt parfumurile pe care le am. Sunt sigură, știu că este un parfum scump, știu că este un parfum care poate să însemne jumătate din cheltuielile lunare ale oamenilor, însă mă bucur foarte mult că îl am și îl prețuiesc și mă simt foarte recunoscătoare pentru faptul că am putut să mi-l cumpăr, pentru că însumează cam toată complexitatea pe care am văzut-o eu vreodată într-un parfum. Desigur, aici oamenii poate să zică că bat câmpii, dar mie asta mi se pare când am, mi se pare la orice înseamnă parfumurile de la Guerlain din categoria asta la arte matier, mi se pare că sunt wow. Dar în cazul în care nu ai 1600 de lei să dai pe acela și vrei totuși un parfum de nișă, un parfum care să miroase a lux, cred că Panthea Iris. Panthea Iris este de la un brand numit Stefan Umber Lucas. Și Panthea Iris se găsește în Obsentum. Costă ceva mai puțin, am senzația că costă 700 și ceva de lei. Dacă găsești o ofertă, poți să le iei mai ieftin. Panthea Iris vine așa. Și el este un parfum pudrat, un parfum pe bază de iris. Nu mă pot abține. Și sunt dată cu alt parfum, mai dau și cu ăsta pentru că e wow. Panthea Iris este un parfum cu iris. Este un parfum foarte elegant, foarte pudrat. Mi se pare că inspiră sobrietate, mi se pare că în același timp inspiră feminitate, mi se pare că inspiră bună dispoziție, dar așa într-un mod elegant, așa cumva în stilul Audrey Hepburn, aș vrea să zic. Și da, e un parfum pe care ar trebui să-l porți dacă mergi la teatru, dacă mergi la un eveniment un pic mai formal, dacă mergi la un eveniment în care trebuie să fii, să ai maniere, dacă are sens. Da, trebuie să fii foarte manierat, într-un local foarte luxos. Pentru că asta inspiră Panthea Iris pentru mine. Deci da. Și cred că orice femeie ar trebui să aibă cel puțin un parfum din acestea. Desigur, eu am exagerat, pentru că eu am foarte multe parfumuri și am momente în care nu știu exact cu ce parfum să mă dau și mi-a fost foarte greu să aleg parfumurile din acest top, însă cred că însumează cam tot ce-mi place mie în momentul ăsta la parfumuri. Mai am vreo două pe care le am pe listă și vreau neapărat să mi le cumpăr, dar toate la timpul respectiv, la momentul potrivit. Unul dintre ele este un parfum de la brandul New Notes, el se numește Latte Mimosa și ăla este un parfum cu mimoză pudrat extraordinar, excepțional, îmi place de mor, dar încă nu i-a venit timpul și mai este unul, dar la acela încă mă gândesc și nu vi-l spun. Cam atât pentru astăzi, aștept gândurile voastre în comentarii. Pa, pa!